Dumnezeu l-a alungat pe Satana din cer din cauza păcatului și răzvrătirii sale. Iisus a spus că l-a văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger, dar de ce nu l-a omorât Dumnezeu și nu l-a alungat pentru totdeauna? De ce mai există Satana și astăzi? În studiul biblic de azi vom descoperi adevărul din spatele motivului pentru care Dumnezeu nu îl omoară pe Satana sau pe îngerii săi căzuți. Satana este o figură biblică bine cunoscută în societatea modernă. Cei mai mulți oameni nu știu totuși că cuvântul Satana înseamnă adversar sau dușman și poate însemna și cel căzut. Observați că numele său nu este cel care a căzut, ci cel căzut, ceea ce sugerează un prezent continuu. Acest lucru implică faptul că el cade continuu, devenind din ce în ce mai întunecat și mai rău. Cartea Apocalipsei spune că el a fost aruncat într-o groapă fără fund, ceea ce înseamnă că el cade în mod constant. Mândria face exact acest lucru. Te face tot mai rău dacă nu te ocupi de ea în viața ta. Proverbele 16:18 spune că mândria vine înaintea distrugerii, iar distrugerea nu este întotdeauna moarte. David spune în Psalmul 103:4 că Dumnezeu îți va răscumpăra viața din distrugere. Distrugerea poate avea loc în viața ta în timp ce ești încă în viață. Mândria îți poate distruge relațiile, finanțele și oportunitățile pe care Dumnezeu ți le pune înainte. Cum poți inversa acest lucru? Prin umilință. Satana, cunoscut și sub numele de Lucifer, este ispititorul vechi, care a încercat să determine omenirea să nu asculte de Dumnezeu de mii de ani. Satana a început ca un înger în cer, creat de Dumnezeu pentru gloria și lauda sa, dar Satana nu era mulțumit doar să-l slujească, nu, el voia să fie servit și adorat, voia să fie văzut ca egal sau chiar superior lui Dumnezeu Atotputernicul. Din această cauză, Satana a organizat o răzvrătire în cer, adunând o armată de îngeri și schimbându-le intențiile opuse față de Dumnezeu. Acești îngeri sunt cunoscuți sub numele de îngeri căzuți. Observați că aceștia nu sunt demoni, deoarece demonii sunt spirite fără trupuri care bântuie pământul. Dar îngerii căzuți au fost odată îngeri, dar acum sunt îngeri în întuneric. Războiul în cer a fost feroce. De o parte, Arhanghelul Mihail și gazda sa de războinici angelici, de cealaltă parte, Satana, în formă de dragon masiv, cu mii și mii de demoni. Domeniul lui Dumnezeu nu putea fi răsturnat cu succes, iar bătălia s-a încheiat cu Satana și îngerii săi fiind alungați din cer. Apocalipsa 12:7-8 spune: Atunci a izbucnit război în cer. Mihail și îngerii lui au luptat împotriva dragonului, și dragonul și îngerii lui au luptat înapoi, dar nu au fost suficient de puternici și și-au pierdut locul în cer. Puteți vedea că Satana și îngerii săi aveau un loc, o poziție și o dimensiune în tărâmul ceresc, dar au pierdut-o. Dar, ca creștin, ai câștigat un loc în cer. Efeseni 2:6 spune că Dumnezeu ne-a ridicat împreună cu Hristos și ne-a așezat cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dar de ce nu l-a omorât Dumnezeu pur și simplu pe Satana și pe toți îngerii lui? De ce le-a permis să fugă pe pământ pentru a provoca moarte și distrugere pentru omenire? Aceasta este întrebarea pe care o vom pune în videoclipul de astăzi, așa că rămâneți pentru răspunsuri. Motivul principal este că Dumnezeu nu poate omorâ pe Satana sau pe îngerii săi, deoarece au fost creați de Dumnezeu și după asemănarea Lui, care este Duh. Dumnezeu este Duh, conform Ioan 4:24, deci Lucifer și îngerii săi sunt duhuri și, prin urmare, nu pot muri. Faptul că Satana este în viață înseamnă că Dumnezeu are un anumit scop pentru el. Dumnezeu are un plan pentru toate creaturile. El le-a creat pe toate cu un scop și chiar atunci când creația nu alege voia Creatorului, Creatorul Dumnezeu are o modalitate de a folosi circumstanțele, alegerile și deciziile rele pentru gloria sa. Prin urmare, vom analiza cine este Satana și cum îl folosește Dumnezeu astăzi. În cartea lui Isaia, în capitolul 14, vedem cum a căzut Satana din cer. Acest text ne oferă o privire asupra a ceea ce spune Biblia despre răzvrătirea sa. Cum ai căzut din cer, o stea a dimineții, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu care ai înfrânt națiunile? Ai spus în inima ta, voi urca la ceruri, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu.
voi ședea pe muntele adunării, în cele mai îndepărtate părți ale nordului. Voi urca mai presus de înălțimile norilor. Mă voi face asemenea celui prea înalt. Dar ai fost doborât în Sheol, în cele mai îndepărtate părți ale gropii. Un alt nume atribuit Satanei este Lucifer, care înseamnă aducător de lumină. Vedem că Lucifer a fost doborât din cauza ambițiilor sale mândre. Această scriptură este o declarație clară a ceea ce i s-a întâmplat lui Lucifer. O altă referință la căderea lui Satana se găsește în cartea lui Ezechiel în capitolul 28. Așa spune Domnul Dumnezeu: erai modelul perfecțiunii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Erai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Fiecare piatră prețioasă îți era acoperământ. Sardiul, topazul și diamantul, berilul, onixul și jaspul, safirul, smaraldul și carbunculul, și erau în aur lucrările tale. În ziua în care ai fost creat, au fost pregătite. Erai un heruvim ocrotitor uns. Te-am așezat pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, umblai în mijlocul pietrelor de foc, erai fără prihană în căile tale din ziua când ai fost creat, până când s-a găsit nelegiuirea în tine. Din cauza abundenței comerțului tău, ai fost umplut de violență în mijlocul tău și ai păcătuit. Așa că te-am alungat ca pe un lucru profan din muntele lui Dumnezeu și te-am distrus, o heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor de foc. Inima ta s-a mândrit din cauza frumuseții tale. Ți-ai corupt înțelepciunea din cauza splendorii tale. Te-am aruncat la pământ. Te-am expus înaintea regilor pentru a-și desfăta ochii cu tine. Ezechiel vorbește aici despre o ființă perfectă care a fost creată de Dumnezeu să fie frumoasă și prețioasă, dar apoi ceva s-a întâmplat. Nelegiuirea a fost găsită în această ființă. Ea a păcătuit și din cauza acelui păcat, Dumnezeu a alungat ființa din paradis. Aceasta este a doua referință la căderea lui Satana. El a căzut pentru că în el a fost găsită o sămânță de neîncredere. Ceva mândru creștea în el, ceva ce Dumnezeu nu putea permite în cer. Realitatea este aceasta. Satana era un înger de rang înalt în cer. A căzut atât de jos încât a devenit nu numai Satana răzvrătitul, ci și Satana ispititorul. Atât de ignorant în căile sale, încât nu se putea abține să nu-i conducă și pe alții în rătăcire, așa cum a făcut-o el. Satana este de asemenea un acuzator, așa cum se vede în cartea lui Zaharia în capitolul 3, unde vedem o imagine clară a lui Iosua stând înaintea lui Dumnezeu cu Satana la dreapta sa, aducând acuzații împotriva lui Iosua. În Noul Testament vedem că Satana încă bântuie omenirea. Chiar și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de Satana timp de 40 de zile în deșert. Mai târziu, în timpul slujirii sale, Iisus face o afirmație care confirmă viziunea Vechiului Testament despre originea lui Satana. Când în Luca 10:18, el afirmă că l-a văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Un exemplu se găsește în 2 Petru 2:4. Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în iad și i-a predat lanțurilor întunecate pentru a fi păstrați până la judecată. Iuda spune în primul capitol al scrisorii sale: și pe îngerii care nu și-au păstrat poziția lor de autoritate, ci și-au părăsit locuința lor proprie, i-a păstrat în lanțuri întunecate veșnice până la judecata zilei celei mari. Satanei i s-a acordat libertatea de a trăi, da, dar el va fi în cele din urmă tras la răspundere pentru păcatele sale. Acest lucru ne oferă din nou o claritate asupra motivului pentru care Dumnezeu nu poate omorî pe Satana și pe îngerii săi căzuți. Nu ar fi corect să omori un criminal înainte de un proces echitabil. Dumnezeu așteaptă judecata lumii, unde toți vor fi cântăriți și răsplătiți în conformitate cu faptele lor. Pentru a răspunde la întrebarea pusă, trebuie mai întâi să privim cu atenție cine este Dumnezeu cu adevărat. Faptul este că anumite atribute sfinte ale lui Dumnezeu îl fac să acționeze într-un anumit mod. În plus, pentru că Dumnezeu este întotdeauna același, neschimbat, dacă putem afla cine este El, putem înțelege fiabil de ce face ceea ce face. Acțiunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna o revărsare a naturii sale. Cu alte cuvinte, ceea ce face Dumnezeu provine din cine este El. Primul lucru de reținut când ne întrebăm această întrebare
este că Dumnezeu este atotputernic. Nu poate exista nicio provocare la autoritatea sa, deoarece El are toată puterea Universului la dispoziția sa. Dacă te gândești, are perfect sens. Nimic din ceea ce este creat nu poate fi mai mare decât Creatorul Său. Dacă Dumnezeu a creat cu adevărat toate ființele și toate lucrurile, așa cum afirmă Biblia, atunci este de la sine înțeles că niciuna dintre ființele create de El nu poate ajunge la o poziție de autoritate mai înaltă decât El. O neînțelegere comună despre Satana este că El este dușmanul suprem al lui Dumnezeu. Unii cred că Satana și Dumnezeu sunt blocați într-o confruntare peste univers. Unii cred că Dumnezeu a apărat cu greu cerul, împingându-l pe Satana și pe demonii săi afară. Este o mare greșeală să gândim astfel. Dumnezeu nu are rival, nimeni nu se apropie de El în puterea sa, nici măcar Satana. Lupta pentru cer din perspectiva lui Dumnezeu nu a fost o luptă deloc. Nu exista nicio șansă ca Satana să câștige împotriva Creatorului atotputernic al cerului și pământului. Evenimentul este capturat în Apocalipsa 12:7-12. Și a izbucnit război în cer. Mihail și îngerii săi au luptat împotriva dragonului. Și dragonul și îngerii săi au luptat înapoi. Dar el a fost înfrânt și nu a mai avut loc în cer. Și marele dragon a fost aruncat jos, acel șarpe vechi, numit Diavolul și Satana, înșelătorul întregii lumi. El a fost aruncat jos pe pământ și îngerii săi au fost aruncați jos cu el. Și am auzit un glas tare în cer spunând: acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului său, pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos, care îi acuza zi și noapte înaintea Dumnezeului nostru. Și ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Există ceva frumos de descoperit în natura lui Dumnezeu, în faptul că El nu îl omoară pe Satana pe loc. Acest act de milă arată că Dumnezeu își iubește creaturile chiar și atunci când ele nu-L iubesc înapoi. Al doilea lucru pe care trebuie să-L înțelegem despre cine este Dumnezeu este că El este atoateștiutor. Fiecare detaliu mic și aparent nesemnificativ al Universului este cunoscut intim de Dumnezeu. Nu există excepții de la această afirmație. Dumnezeu are o înțelegere completă a fiecărui individ și a fiecărei situații și alegeri pe care acel individ o face. Aceasta înseamnă că Dumnezeu are o perspectivă pe care nicio altă ființă din lume nu o are. El poate vedea pe deplin ambele părți ale oricărei povești. Biblia spune foarte puțin despre motivul pentru care Satana a făcut ceea ce a făcut. Ea afirmă că el a devenit gelos și mândru de Dumnezeu. Natura atoateștiutoare a lui Dumnezeu înseamnă că el a cunoscut gândurile și motivele lui Satana și ale demonilor săi în detaliu complet. El a înțeles complet de ce Satana a făcut ceea ce a făcut. Acest lucru ne arată din nou un aspect incredibil al naturii lui Dumnezeu: compasiunea. Un tată nu își pedepsește copilul dacă înțelege de ce copilul a făcut ceea ce a făcut. Un tată iubitor îi oferă copilului său șanse repetate de a corecta ceea ce a greșit. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu poate omorî pe Satana și pe adepții săi este că el înțelege complet de ce Satana a făcut ceea ce a făcut. Pentru noi pare nebunie, dar Dumnezeu știa de ce Satana s-a răzvrătit și a avut compasiune pentru el. Astfel, deși nu înțelegem de ce Dumnezeu poate permite Satanei să rămână în existență împreună cu îngerii săi, Dumnezeu înțelege. El înțelege pe deplin de ce face ceea ce face. Liberul arbitru este un dar oferit de Dumnezeu întregii creații sale. În esență, în loc să-și folosească puterea copleșitoare pentru a forța toată creația să-L adore, El oferă fiecărei ființe create o alegere de a-L urma. Acest dar a fost extins tuturor creațiilor și tuturor ființelor, inclusiv îngerilor. Deoarece îngerii au primit darul liberului arbitru, posibilitatea a existat întotdeauna ca într-o zi un înger sau un grup de îngeri să folosească acest dar pentru a alege să nu-L urmeze pe Dumnezeu. De ce a dat Dumnezeu liberul arbitru? Era necesar? Adevărul este că liberul arbitru este un ingredient esențial în iubirea autentică. Nu poți iubi pe cineva sau avea o relație bună cu cineva dacă nu ai de ales.
iubirea nu poate fi forțată. Ea trebuie să fie oferită celuilalt din proprie voință. Din acest motiv, Dumnezeu, care dorește ca creația sa să-L iubească din propria alegere, le oferă liberul arbitru, știind pe deplin că unii vor alege să nu-L iubească înapoi. Problema care apare din cauza liberului arbitru este aceasta. Dacă Dumnezeu pedepsește și omoară pe fiecare care își exercită darul pe care El l-a oferit într-un mod pe care El nu-l aprobă, le-a oferit El cu adevărat o alegere? Nu ai cu adevărat o alegere dacă una dintre cele două opțiuni are pedeapsa sigură a morții atașată. Nu. Liberul arbitru necesită ca atât posibilitatea răzvrătirii, cât și a răscumpărării să rămână în existență. Deci, deoarece Dumnezeu este drept și corect, El alege să onoreze alegerea lui Satana de a-și abandona poziția în cer. El nu va fi răsturnat, dar nu va elimina pe cei care aleg greșit. Există o teorie suplimentară despre motivul pentru care Dumnezeu a permis Satanei și demonilor săi să trăiască după răzvrătirea lor. Dacă citim relatările evanghelice despre viața lui Isus în Noul Testament, vedem că Satana a avut un rol de jucat în drumul lui Isus către cruce. Ar putea fi că, deși Satana l-a respins pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va folosi în continuare pentru a-și îndeplini misiunea supremă de a elibera lumea de păcat? Prima dată când Satana apare în Noul Testament este când îl ispitește pe Isus în deșert. De trei ori Satana vine la Isus cu diverse ispite. Isus își menține poziția citând scripturi înapoi ispititorului. Isus a devenit primul om care a rezistat ispitelor sale. Aceasta este o secțiune crucială a poveștii lui Isus, deoarece îl dovedește demn să moară pentru păcat. De ce? Pentru că doar o persoană nevinovată poate lua locul unei persoane vinovate. Când o persoană nevinovată ia locul unui criminal în închisoare, inocența acelei persoane este transferată persoanei vinovate. Ei își schimbă locurile. Planul lui Dumnezeu a fost să transfere sfințenia lui Isus omenirii păcătoase. Acesta este ceea ce a făcut Isus pe cruce. A devenit păcat și a plasat sfințenia sa asupra noastră. Ispitirea și reușita împotriva ispitei au dovedit că Isus era demn să poarte păcatul lumii. Poate că acesta este motivul pentru care Dumnezeu l-a lăsat pe Satana să trăiască, pentru a-l dovedi pe Isus demn de sarcina sa. Al doilea rol major pe care Satana îl joacă în povestea lui Isus este în ispita lui Iuda Iscariotul, omul care urma să-l trădeze pe Isus și să-l predea oficialilor pentru a fi răstignit. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi murit Isus pentru păcatele lumii dacă cineva nu l-ar fi predat să fie răstignit? Rolul Satanei în viața lui Isus a fost să intre în Iuda și să-l determine să se îndoiască de puterea lui Isus într-o asemenea măsură încât să-l predea pentru a fi ucis. Poate că Dumnezeu l-a lăsat pe Satana să trăiască pentru a-l convinge pe Iuda să-l omoare pe Isus, pentru ca el să poată salva lumea de păcat. Satana a fost un înger în cer care s-a răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu. El a reușit să adune o armată masivă de îngeri care i s-au alăturat în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Au luptat pentru cer, iar în loc să fie omorâți, au fost alungați din cer ca exilați. De ce nu i-a omorât Dumnezeu pentru răzvrătirea lor? Poate pentru că Satana avea un rol mai mare de jucat în povestea răscumpărării. Poate că el era încă un instrument în trusa de unelte a lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu îl iubește atât de mult pe Satana, încât a dorit să-i ofere o șansă să se întoarcă și să-l urmeze din nou. Poate că dragostea lui Dumnezeu era atât de mare, încât i-a dat Satanei tot timpul din lume pentru a-și corecta greșelile. Știm că iubirea nu poate exista fără alegere și dorința lui Dumnezeu este ca toată creația să-L iubească. Prin urmare, Dumnezeu oferă liberul arbitru creației, iar cu liberul arbitru vine și posibilitatea respingerii. Dumnezeu nu poate omorî pe toți cei care nu-L aleg pe El. Acest lucru ar anula liberul arbitru care duce la iubire. Dumnezeu alege să permită Satanei și demonilor săi să trăiască pentru că Dumnezeu este iubire și iubirea este extrem de răbdătoare. Dacă acest videoclip te-a binecuvântat în vreun fel, atunci apasă butonul de like, distribuie-l grupurilor tale creștine pe WhatsApp